adresat lui Constantin Brâncuș de către Virgil Maxim, poarta sărutului. Și numai ce aud în inimă că mă strigă la poartă nevasta. Dau fuga să văd și când colo ce vis, o găsesc adormită, ca moartă, pusă în raclă, la poartă, sus, așa cum pui într-o ladă de zestre un talisman, un odor nespus. Și ce frumoasă, mireasă, o domnișoară aleasă, ca un pasăre în zbor, ca un fus vrăjitor. Ah, o cuprind și-o sărut, și-o sărut, și-o sărut. Și mă așez lângă mine, domnul, să nu mi-o trezesc, să nu-o scol. Ce bine ne stat aceeași peră de vis amândoi. Parcă alergam de sculți printre foi, parcă treceam pe sub bolți de razachie. Acum, parcă mergeam la cunie cu fluturi de argint, pe căciulă și ie. Parcă eram așa de o veșnicie. Și toată lumea intra pe poartă, cu inima într-o mână și cu mintea într-alta. Și ieșea rotund îngemănați ca într-un sărut și îmbrățișați în convoi. Toată lumea râdea de bucurie și se săruta cu noi. Și tot mergeam înainte și ne aduceam de toate aminte, de când eram copii și lălăiam cântece fără cuvinte și crăsam cu briceavul nuiele și mânam mielușeii cu ele.